terminat, s-a terminat acest program, a fost afișat rezultatul, urmează să ocup această funcție de administrator public, city manager, bineînțeles după ce vor da demisia din Consiliul Local. Mâine încă voi participa la ședință, va fi ultima mea ședință. Va fi puțin greu ca după aproape 9 ani să mă despart de Consiliul, de colegii mei cu care am fost împreună, în bine, în rău. Va fi o chestie interesantă că timp de 8 ani de zile, în calitate de consilier și membru deliberativului, am criticat și am pus întrebări întotdeauna executivului. Acum acest lucru se va întoarce împotriva mea și probabil că eu o să fiu întrebat de multe ori. Dar eu cred că experiența pe care am acumulat în cei aproape 9 ani ca și consilier și cu implicarea pe care le-am avut în Consiliu, o să pot să fac față cerințelor acestui post de administrator public. Vreau să completez, cum a zis și domnul primar, echipa primarului, să fiu o persoană utilă pentru executiv și acele experiențe pe care am căpătat nu numai ca și consilier, dar în activitatea privată, ca manager a unor firme, din satul mare să pune în practică și în cadrul primăriei municipiului Satu Mare.